Lipsește Cordea, dar v-au venit două întăriri, Miculescu și Rusu. Cum îi vedeți? Bănuiesc că sunteți extrem de mulțumit că au apărut în lot. Îmi pare rău că l-am pierdut pe Cordea, pentru că de la venirea mea a fost, cred că, cel mai bun jucător al nostru. Pe faza ofensivă a fost cel care a reușit să facă foarte multe lucruri bune. A înțeles ceea ce vreau eu de la mijlocaș și de bandă. Și îmi pare rău că l-am pierdut, dar, cum ai spus și tu, avem un jucător nou în lot pe Miculescu, care a mai jucat și el pe această poziție. Chiar dacă este un jucător tânăr, arată că este un jucător de valoare, care are calitate și sper ca să ne ajute foarte mult în ultima perioadă. Nu știu dacă ați văzut imagini de la partidele celor de la Dunăsca și atmosfera de aici. Crezi că le-am văzut? Nu, atmosfera de aici vă aștepta să fie cu atât mai ostilă, pentru că știm din ce parte vin banii aici. Am văzut ultimele 6-7 jocurile lor pe teren atmosfera, propriu, da. Și în deplasare, meciul cu Zilina. De asta și spuneam că suporterii fac o atmosferă foarte frumoasă aici pe teren propriu și de asta spun că sunt mult mai buni în meciurile de acasă. Bauza, vă place? Da, îmi plăcea de când era la Liga 2. Mi-a plăcut și la Craiova. A avut acele accidentări anul trecut. Dacă va fi sănătos, va fi un jucător important în campionatul României. Păi nu, ar putea fi un jucător important la FCSB. Ar putea. Ar putea, dar nu știu. Este foarte greu să aducem jucători de la Craiova, pentru că știți foarte bine că acolo este un patron, domnul Mititelu, care investește foarte mulți bani, își dorește să facă performanță și cred că este greu să aducem jucători de acolo, pentru că și-au făcut o echipă foarte bună și își doresc să prindă cupele europene, din ce știu eu.